Campania inițiată de Muzeul de Istorie din Roman în parteneriat cu Asociația Mușatinii Roman, Colegiul Național Roman Vodă, Clubul de Istorie Zamolxis din cadrul Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii, Colegiul Tehnic Petru Poni, Asociația Umanitară Codrin Ocrotiți Copiii care vor rămâne doar copii din Piatra Neamț, alături de partenerii Media Roman TV și Radio Roman FM, s-a încheiat cu succes miercuri 31 mai, jucăriile donate de oameni cu suflet mare ajungând la peste 50 de copii din centrele Romanii și familia mea din Roman. Evenimentul a făcut parte din proiectul intitulat Voluntari în Muzeu, coordonat de muzeograf Otilia Mircea. Vă urez bun venit în mijlocul nostru. Ne bucurăm să vă avem ca invitați și aș vrea să pentru mama! Mama! Astăzi, alături de noi, se află doamna viceprimară Roxana Iorda. Domnul vicepreședinte Ioana Sartei. Pentru început aș vrea să vă prezint proiectul și rezultatele pe care noi le-am obținut împreună. Este vorba de Voluntari în Muzeu. Un proiect pilot adresat tinerilor care iubesc muzeele. L-am conceput pentru tineri. Acest proiect a apărut dintr-o necesitate. În perioada în care Muzeul de Istorie din Roma a venit cu propunerea de a prezenta o nouă ofertă educațională unităților de învățământ, respectiv proiectul Muzee și Școli, ne-am dat seama că o să avem nevoie de oameni care să ne ajute, de tineri care să fie alături de noi și care să se implice în cadrul proiectului pe care îl derulam în foarte multe unități de învățământ. Proiectul Muzee și Școli, conceput pentru perioada 2017-2021, s-a derulat în perioada 16 ianuarie-5 mai, în 31 de unități de învățământ din județele Neamț, Suceava, Bacău, Galați și Iași. Ca și cadre didactice care au participat la proiectul nostru, peste 400. Deci echipa noastră a fost mult mai mare decât cea pe care am avut-o anul trecut și au participat preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, peste 8.000 de copii. Deci numărul acesta mare și volumul de muncă ne-a impus aducerea noastră a unor tineri și mai apoi, o să vedeți, a unor profesori voluntari de a ne sprijini, noi fiind foarte puțini ca personal de specialitate în cadrul muzeului. Obiectivele proiectului au fost simple. Ce vom face cu tinerii pe care îi aducem în mijlocul nostru? Îi vom învăța cum se pregătește și cum se prezintă o expoziție temporară. Îi vom învăța cum se pregătește un eveniment cultural și îi vom implica în atelierele de creație, ceea ce însemna, practic, preluarea unei munci a muzeografilor. Ne-am găsit 4 parteneri. Asociația Mușatinii din Roman a răspuns un număr de ele, pe care i-am adus în mijlocul nostru. Primul eveniment la care ei au participat a fost în noiembrie 2016. Coordonatorul asociației și profesorul coordonator fiind domnul profesor Ovidiu Albert. Ne-am bucurat de primii voluntari. Un eveniment la care au participat cadrele didactice. I-am învățat după aceea pe voluntarii noștri ce facem în muzee. Și am vizitat și Muzeul de Științele Naturii. Cel de-al doilea partener, care a venit cu foarte multă deschidere spre noi, a fost Clubul de Istorie Zamolxis din cadrul Școlii Gimnaziale Vasile Alexandrii din Roman.
Și la fel, i-am adus în mijlocul nostru. Domnul profesor, vă rog frumos, nu acolo. Locul dumneavoastră e aici. Deci, i-am adus în mijlocul nostru pe elevii din clubul de istorie, condus și coordonat de doamna profesor Cristina Ruxandei. De atunci am legat am închegat o legătură foarte puternică între școala Vasile Alexandri și Muzeul de Istorie. Clubul de istorie Zamoxis din cadrul școlii Vasile Alexandri Roman cuprinde elevi din clasele 5-8 și are ca obiectiv principal stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea istoriei locale, naționale și universale. În acest sens, un rol important îl are implicarea elevilor în derularea unor proiecte și activități interesante. Au fost cuvintele pe care mi le-a adresat doamna profesor Cristina Ruxandre și nu puteam să nu profit. Iar ceea ce mi-a fost adresat după aceea, proiectul Voluntarii Muzeu reprezintă o provocare și o oportunitate pentru membrii clubului, din rândurile cărora inițial 40 de elevi, după aceea numărul acestora a crescut mult mai mult, vor participa ca voluntari în cadrul acestui proiect. Elevii voluntari vor promova valorile muzeografice, expozițiile și activitățile inițiate de coordonatorii proiectului, cu scopul de a-i determina pe tineri să viziteze muzeele și să aprecieze eforturile de restaurare, conservare și promovare a vestigiilor trecutului. M-am bucurat foarte mult pentru că a atins exact acea secție care desfășoară o muncă mai puțin cunoscută, cea din spatele vitrinelor de expoziție și anume punerea în valoare a patrimoniului prin restaurare și conservare. Am vizitat expozițiile temporare organizate la Muzeul de Istorie din Roman și ajungem la un alt partener, Colegiul Tehnic Petru Poni. Cu mult drag s-a alăturat proiectului nostru doamna profesor Cristina Paloșanu, care, ca și coordonator, ne-a adus în mijlocul nostru tineri. Inițial am plecat 8 voluntari, numărul acestora a crescut în timp și ne bucurăm și sperăm ca în timp să aducem cât mai mulți copii alături de noi. Educația formală se poate realiza prin contexte noi de învățare, cum sunt muzeul, sala de expoziție și așezămintele cultural-istorice. Din această perspectivă, muzeul reprezintă un mod de cunoaștere didactică, de reinterpretare a realității, o realitate vie și un univers ce oferă un mediu educativ complementar școlii. Colaborarea școală-muzeu permite fiecărui partener să-și desfășoare roluri noi, implicări și provocări reciproce. Ne-a spus doamna profesor Cristina Baloșanu. Am vizitat cu elevii coordonați de domnia sa Muzeul de Istorie din Roman, Muzeul de Științe Naturale și am participat la evenimente culturale, am avut activități în cadrul muzeului și ajungem la cel din urmă partener, dar nu ultimul, pentru că este partenerul care are cei mai mulți reprezentanți ca și voluntari. Este vorba de Colegiul Național Roman Vodă, coordonator fiind domnul profesor Ovidiu Albert și doamna profesoară Cristina Radu. În cadrul activităților noastre, i-am adus pe copii în mijlocul nostru. La evenimente culturale, ultimul pe care l-am organizat și realizat împreună, fiind cel de pe 17 mai, când am deschis expoziția temporară cu lucrările copiilor care au participat la proiectul Muzee și Școli. Și mai mult decât atât, ne-am bucurat împreună de expoziția Muzeului de Istorie din Roman și de expoziția temporară. Copiii din elevii din Colegiul Național Roman Vodă s-au implicat în acea amplă campanie de strângere de jucării pe care l-au adus
în Muzeul de Istorie și ceea ce vreau să vă spun că până acum o realizam tacit, o legătură strânsă între membrii Muzeului de Istorie din Roman și diversi profesori din școlile din zona Romanului. Profesori care ne-au ajutat când aveam nevoie de evenimente culturale la care să fim sprijiniți, ne-au ajutat la organizarea expozițiilor temporare, iar alături de noi îi avem prezenți și în sală profesori care participă ca voluntari în muzeu. Sunt expoziții pe care le-am realizat împreună cu acești profesori și astăzi, împreună cu reprezentanții administrației județene, respectiv Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț și Muzeul de Istorie din Roma, alături de partenerii noștri media, am ajuns la final, la bilanț, respectiv la festivitatea de acordare a diplomelor de participare profesorilor și elevilor voluntari. Dar nu aș vrea să trec la această festivitate fără să amintesc cuvintele unui voluntar. L-am primit imediat după prima vizită pe care acest voluntar a făcut-o în cadrul muzeului. Ne bucurăm să avem ocazia de a fi voluntari în cadrul acestui proiect, inițiat de Muzeul de Istorie și coordonat de doamna muzeograf dr. Otilia Mircea. Vom avea ocazia să aflăm lucruri interesante despre activitatea desfășurată în cadrul muzeului și sper că vom participa la activități diverse, cum ar fi cele de restaurare. Recunosc că nu i-am îndeplinit încă această dorință. Sper ca pe parcursul anului viitor să ajung să îndeplinesc și această cerință, care nu vine numai din partea acestui voluntar, ci și din partea altor elevi. De asemenea, în calitate de voluntar, vom mediatiza în mediul școlar activitățile din cadrul proiectului, vom sprijini personalul muzeului în diferite activități, ori de câte ori va fi nevoie. Pentru noi este un lucru îmbucurător și tuturor voluntarilor le mulțumim. Vă mulțumim! Aș vrea să amintesc proiectul Muzee și Școli a participat la o expoziție europeană a creativității și inovării, iar la acea expoziție rezultatele noastre, deci în aparat al Etienicea, rezultatele noastre au fost răsplătite cu medalia de aur. Și o să îi dau cuvântul doamnei viceprimar, doamnei Roxana Corda. Primăria a fost întotdeauna un susținător al proiectelor educaționale. Noi sperăm să primim întotdeauna, fiind sigur că sunteți primiți prin acest sprijin și ne bucurăm să vă avem alături de noi. O să plec de la un citat pe care spunea Maica Tereza. Nu contează cât de mult dăruim, ci contează câtă iubire punem în acel dar. Sunt absolut sigură că tot ceea ce ați făcut în acest proiect a venit din suflet. Am văzut asta pe fețele elevilor mei, foștei elevi. Vreau să vă asigur că Primăria Municipiului Roman este alături de toate proiectele pe care le inițiază nu doar Muzeul de Istorie din Roman. Vreau să-i felicit pe voluntari, pe toți dintre ei, inclusiv pe fiica mea care a participat cu donație prin Colegiul Național Roman Vodă, prin Asociația Mușatini, la grupa pregătitoare sau zero, cum se spune. Vreau să felicit cadrele didactice implicate. Sunt cadru didactic și știu ce înseamnă atunci când undeva în 360 de zile găsești numele în slide sau se amintește într-o activitate atât de frumoasă. Îi felicit din tot sufletul, vă spuneam, pe doamna profesor Cristina Rusandei, pe doamna profesoară Cristina Baloșanu,
pe doamna profesoară Cristina Radu, nu în ultimul rând pe domnul Ovidiu Alzer, care era pe aici, pe la ore. Am mai văzut în sală o serie de profesori care didactice, prin urmare. Cred că de felicitat sunt cei mici care, prin acel proiect, au ajuns să pună sufletul în toată activitatea de astăzi. Sunt de felicitat și cei din mass media pe care am văzut aici, care au fost parteneri. Vă felicit încă o dată. Sper să ne aveți parteneri la următorul proiect, cu tot dragul. Și sunt mândră că fac parte din această mulțime de romașcani din inimă mare. Și o să-i ofer cuvântul domnului vicepreședinte Laurențiu Plană. Mulțumesc, doamna doctor, domnul viceprimar, domnilor profesori. Reprezentăm împreună cu colegul meu, domnul vicepreședinte al SAF din Consiliul Județean Neamț. Poate nu întâmplător ne aflăm în sediul Muzeului de Istorie Roman, care face parte din complexul județean al o instituție subordonată Consiliului Județean și aș vrea, așa cum spuneam și doamna viceprimar, să vă asigur de întreg sprijinul Consiliului Județean atât cât se poate, pentru că totdeauna știu că este nevoie de mai mult. Și nu, de poate ar trebui să încep, aș vrea să o felicit pe doamna doctor Otilia Mircea pentru medalia care o vedem aici, poate este rolul muncii dumneavoastră, a voluntarilor, a domnilor profesori, dar eu știu și am văzut și la lansarea și la evenimentul care a avut loc în sala la Consiliul Județean că pasiunea și priceperea și sufletul de doamna doctor s-a încurunat, iată, cu o medalie de aur. Medalie care și pe noi, cei din Consiliul Județean, ne obligă în același timp, dar ne și bucură. Sperăm ca întreg județul să beneficieze și să aibă parte de cât mai multe proiecte în care sunt implicați copiii, pentru că am ajuns la un moment dat în situația ca copilăria poate nu mai seamănă cu copilăria noastră. Și e bine să, din când în când, să mai armonizăm. Vă urez cu Ziua Internațională a Copiilor de pretutindeni, un sincer la mulți ani din partea mea personală și a Consiliului Județean și a conducerii Consiliului Județean, a tuturor consilierilor județeni care conduc județul, așa cum spune așa, și sperăm să ne vedem în proximă ocazie și la alte evenimente în rog. Vă mulțumesc! Să ne împărtășească din gândurile domnului sale, menționând că domnul Axapte a fost întotdeauna alături de Muzeul de Istorie, în special alături de mine, și sperăm să continuăm această bună colaborare. Sigur, vorba de fapt. Ca să fiu un pic mai în sinteză, așa, m-a prins absolut pe spusele colegului meu, pentru a nu reveni pe ideea sprijinului pe care Consiliul Județean îl acordă unul asemenea manifestări în asemenea evenimente. De fapt, ce aș vrea să subliniez, să trec un pic la latura mai sensibilă. Văd aici atâta frumusețe, atâta nobețe, atâta dăruire și așa și cum spunea și doamna primar, atâta iubire în această dăruire, încât ne bucurăm și face o mare plăcere că sunt astăzi prezent aici și constat că dumneavoastră, prin efortul extraordinar pe care l-ați depus, înmobilați undeva aceste remunere pe care, sigur, noi trebuie să avem grijă în timp, pentru că dacă noi, copacul, suntem la rădăcină așa cum trebuie, și remunerele mai târziu vor da la roadele care trebuie. Eu așa văd această manifestare, aproape că o manifestare culturală, o manifestare de educație și nu doar de dăruire și de educație școlii. Fericit de voluntari, fericit de domnii și doamnele profesori. Și cred eu că dacă ne îngrijim
permanență, continuitate de copii, de tineretul nostru, țara asta are viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, vă felicit încă o dată pe toți. A urmat apoi festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor coordonatori, parteneri ai proiectului intitulat Voluntari în Muzeu. Colegiul tehnic Petru Poni Roman, doamna coordonator profesor Cristina Talosan. Dacă vedești un din voluntar să spună un cuvânt de la dumneavoastră, bună ziua tuturor! Suntem mândri că am făcut parte din grupul de elevi participanți în voluntarii în Muzeu și ne-am implicat cu mult interes și plăcere în toate activitățile care ne-a fost Mulțumesc! 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 Național Roman Vodă Roman, coordonator profesor, doamna Cristina Radu. Pentru încetățin să îi mulțumesc atât doamnei muzeografă Diara Maria Mircea, cât și doamnei directora adjunctă Radu Cristina, domnului profesor Didiu Albert, pentru oportunitatea pe care ne-au acordat-o să fim parte de aici, să facem parte din proiect. Consider că am fost un veritabil liant între două importante valori ale orașului, acești copii care au nevoie de tot ajutorul și sprijinul nostru și Muzeul de Istorie, locul în care ne putem da seama cu ușurință de urcușurile și coborușurile unui om de-a lungul unei vieți. Și de aceea ne-am gândit că ar fi minunat să le aducem un semn de prezență copiilor oferindu-le câteva jucării colectate într-o campanie anterioară de donare. Mulțumim! Asociația Misatini Roman, coordonator profesor domnul Ovidiu Albă. Și că ceea ce face azi influențează viitorul de mâine. Așa că mulțumim! Clubul de istorie Glamour, Școala Gimnazială Vasile din Roma, spun la coordonator profesor doamna Cristina Rusandă. În atribuții și ca urmare sunt pe aici, pe undeva, în muzeu. Consider că a fost un proiect extrem de interesant și benefic pentru noi toți. Mulțumesc doamnei Otilia Mircea pentru inițiativă și sperăm ca acest proiect să continue și cu realizări deosebite. Mulțumesc! A voluntar în perioada anului școlar 2016-2017. Astăzi le mulțumim. Și le acordăm motivul nostru de cunoștință pentru întreaga activitate în proiectul voluntar în muzeu, titlul pe care acordăm doamnei profesor Otic Roxana. Școala Gimnazială Comuna Grădini pentru participarea la proiect. Doamnei profesor de asemenea de la Școala Gimnazială din Comuna Grădin, Coca Ana Maria. Doamna profesor Cușa Andreea de la Școala Gimnazială Grădin. Doamna Ursu Laura de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cruza Roman, doamna Catru Ivar Coanca de la Școala Alexandru Ioan Cruza Roman, care și la doamna doctor participă la alt eveniment, sunt motivați.
vrea să mai aduc, să adresez mulțumiri și prietenilor mei. Este vorba de acei oameni care ne-au susținut întotdeauna muzeul. Amintesc aici doamna farmacist Magdalena Călăi. Vă mulțumim! Colaborare foarte bună pe care am avut-o și pe care sper să o avem cât mai mult timp, dacă nu încolo, doamne, imediat îți ia. Colegii sale, voi la Ana. Dacă munca de restaurare este munca din spatele vitrinelor de expoziție, ceea ce prezentăm în cadrul activităților muzeale este munca întregului colegiu. Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru sprijinul pe care mi-l acordă și pentru că îmi sunt alături. Din cei 53 de copii beneficiari ai campaniei de strângere de jucării, 30 au fost prezenți la Muzeul de Istorie, celorlalți fiindu-le trimise pachetele cu jucării și cu dulciuri la centrele Romanița și Familia Mea din Roman. Jucăriile donate au fost însoțite de punguțe cu dulciuri dăruite de firma Dolinex prin intermediul Asociației Umanitare Codrin, ocrotiți copiii care vor rămâne doar copii din Piatra Neamț. Elena Enea, realizatoarea emisiunii Suflet de Copil, le-a pregătit micuților un program artistic. Baloane în diferite forme, dar și o sesiune de face painting. În perioada 2 mai 9 iunie, Muzeul de Istorie din Roman a propus o expoziție temporară. Ceva cu totul diferit de ceea ce prezentam noi în cadrul muzeului. Este vorba de jucării de altă dată, colecțiile Gora, Iulian și Ștefan, o expoziție care prezintă jucării din perioada 1960-1989. O expoziție care a stârnit emoție în rândul copiilor, a părinților, a bunicilor, dar în același timp a motivat voluntarii, profesorii voluntari, de a se implica într-o nouă activitate, și anume o campanie de strângere de jucării, pe care am conceput-o și am gândit-o împreună cu partenerii noștri media, Roman TV și Roman FM. În perioada 2 mai, 27 mai, în cadrul Muzeului de Istorie din Roman au fost aduse jucării. Jucării care astăzi vor merge mai departe, vor ajunge în cadrul unor centre, vor ajunge la copii care au nevoie de astfel de jucării. Îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături, ne-ai sprijinit și în continuare îți acordăm cuvântul de a ne prezenta invitații pe care îi avem și copiii pe care așteptăm cu drag să-i cunoaștem. Într-adevăr, pe 1 mai, doamna muzeograf Otilia Mircea mi-a propus să facem parte din acest proiect, un proiect dintr-un lung șir al proiectelor incluse în voluntarii muzeu, și am acceptat cu drag, fără nicio ezitare. Deci am acceptat, o să spun că pe de o parte sunt și o părinte și știu ce înseamnă bucuria din ochii unui copil atunci când primește o jucărie, o atenție, ceva cât de mic acolo pentru sufletul tău, mai cu seamă că este vorba de 1 iunie, ziua copilului, și știm că de ziua copilului toți copiii din lume așteaptă cu atenție din partea cuiva. Atunci când am hotărât să facem parte din acest proiect, am zis bine, facem parte din acest proiect, o să vină, poate, câteva jucării vor fi donate și vom vedea, pe urmă, beneficiari în funcție de câte jucării vom primi. Am avut bucuria să constat că am primit
mă rog, s-au donat foarte multe jucării, foarte multe și te spun foarte multe, cred că noi am zis peste 600, dar cred că ajung la 1000 de jucării, pușuri diferite, păpuși pentru fetițe, pentru băieței, jucării specifice. Aș vrea să nu lungesc foarte mult acest discurs, pentru că văd aici micuții că nu mai au răbdare și noi avem de și un program artistic pentru ei. Dar aș vrea, înainte de toate, să trecem la program, să mulțumesc unor persoane care ne-au lăsat o listă, să mulțumesc și celor care nu ne-au lăsat numele lor din anumite considerente, dar care au fost alături de acest proiect. Așadar, mulțumim celor care au donat jucării după cum urmează. Grădinița Iunguri de Lumină din Roman, Școlii Gimnaziale Vasile Alexandru din Roman, profesor coordonator Cristina Roxandei, domnului Gabi Vârgă, doamnei profesor Stan, domnului Iulian Mureanu, doamnei Andreea Năstase, Colegiului Național Roman Vodă, doamnei Livia Tabija, doamnei Carmen Fabiola Imbrișcă, doamnei Eugenia Mateș, doamnei Janina Avarparei, doamnei Ana Maria Coca, familiei Munteanu, doamnei Adriana Brumă, doamnei Renata Alexandru, doamnei Silvia Irinia, doamnei Elena Ivanovici, domnului Matei de la Fundația Etnomediu și Piață, familiei Răzvan și Roxana Corbu, doamnelor Arina și Ionela Maricuța, doamnelor Liana și Mihaela din Iași, deci a ajuns campania până la Iași, domnului Ovidiu Ioniță, doamnei Dina Ambieș, doamnei Elena Bejenaru, doamnei Mihaela Gina Munteanu, doamnei Dana Antoniu, Școlii Gimnaziale din Câtinț, Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuzar din Roman, Asociația Iunșa din Roman, Călătorii Tehnică Juponi din Roman și, nu în ultimul rând, firmei Dominex, care sprijină toate acțiunile Asociației Codrin, ofertiți copiii care vă rămâne doar copii din ceata, care și de această dată a sprijinit acest eveniment, pentru că acești copii minunați, în afară de jucăriile donate și ce vor primi, vă primi și câteva atenții, cadouri specifice, de identitate din partea acestei asociații. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Aduce copiii voluntari de la Colegiul Național Roman Vodă sub coordonarea colegii noastre de la Roman TV, Elena Enea, să se prezinte programul artistic acestor copii minunați. Aș vrea să le mulțumesc și colegilor mei de la Roman TV și Roman FM pentru că nu au ezitat, au fost profesioniști și ne-au ajutat toate mijloacele posibile să facem această campanie să fie una reușită. Vă mulțumesc! Nu mai copii și o lume inocență.
care se vede cine și-a luat Uite, ia ține. Proiectul s-a dovedit a fi unul de succes și pentru că s-au strâns în jur de 1000 de jucării, cele care au rămas vor fi distribuite la Pipirig unor 10 de copii, incluși într-un program implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului NAMTS. Felicitări tuturor celor care s-au implicat pentru ca această campanie să fie un real succes!